Psalmul 54, către mai marele cântăreților, de cântat cu instrumente cu coarde. O cântare a lui David, făcută când au venit zifiții să-i spună lui Saul: știți că David și-a de ascuns printre noi? Scapă-mă, Dumnezeule, prin numele Tău și fă-mi dreptate prin puterea Ta. Ascultă-mi rugăciunea. Dumnezeule, ia-mi minte la cuvintele gurii mele, căci niște străini s-au sculat împotriva mea, niște oameni asupritori vor să-mi ia viața. Ei nu se gândesc la Dumnezeu. Da, Dumnezeu este ajutorul meu, Domnul este sprijinul sufletului meu. Răul se va întoarce asupra potrivnicilor mei. Nimicește-i în credincioșia ta. Atunci îți voi aduce jertfe de bună voie. Voi lăuda numele Tău, Doamne, căci este binevoitor, căci El mă izbăvește din toate necazurile și cu ochii mei îmi văd împlinită dorința privitoare la vrăjmașii mei.